Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB și SUA. Mă numesc Răducu Ursu, tranzacționez pe Bursa de Valori din 2007, mai ales din punct de vedere al analizei tehnice folosind Elliott Wave și vă invit să dați click acum pe butonul roșu Abonează-te de sub acest video și apoi pe clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori postez un nou video. La sugestia unui coleg trader, voi analiza astăzi acțiunea celor de la farmaceutica Remedia Deva, simbolul RMH. Vom folosi chartul de data aceasta, chartul de 60 de minute. Observăm că avem un trend ascendent urmat de o corecție și vom vedea ce se va întâmpla cu prețul sau care ar fi scenariile din acest moment la această companie, la acest emitent. Observăm că acest trend descendent este format din 5 subvaluri și haideți să și le numerotăm. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Punem culoarea roșie, așa cum ne-am învățat sângele neamului românesc de pe tricolor. Schimbăm gradul și punem mileniu. Observăm că acest val 5 este format și el la rândul lui din 5 subvaluri și dacă vreți, haideți să și le numerotăm rapid. Haideți să punem culoarea galbenă. Nu, hai să facem felul următor. Punem culoarea turcoaz, schimbăm gradul. Dăm sub un grad inferior lui. Opa, asta am curcat puțin. 1, 2, 3. Da, 0 vine aici. Of. 2 aici, 1, 2, 2 aici, 3, 4, 5. Acum este ok. Aici vom pune galben. Să vă arăt și de ce am decis aceasta. Acestea sunt sub valul unui val mare. Și valul mare îl vom nota cu roșu, ca să spună roșu, galben și albastru în această ordine. Și observăm că fiind într-un val corectiv, am apăsat din greșeală, fiind un val corectiv, acest val format din 5 subvaluri îl vom eticheta cu valul A. Vom face 0, A, B, ce să spun. Evident, vom schimba această culoare și vom pune culoarea roșie. Și vom schimba și etichetarea gradului. Îl punem la submileniu. Și este perfect așa. Acum este corect. Acest val B este format, acest val 2 este format și el din A, B, C. Da, nu știu ce. Dacă vreți, ia să vedem. Te poate muta, nu se poate. Poate facem așa. Putem, hai să-l trecem și pe ăsta foarte, foarte rapid. Unde A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. A, A, B, C. Punem și el tot turcoaz sau alb-bleu, să fie roșu-albastru.
dar nu această etichetare, ci super cycle. Perfect. Și acum am făcut ca la carte acest val. Avem un frumos gap specific sub valului 3 din 3. Bun. Am ajuns în acest moment. Am observat că prețul a început să crească și avem foarte multe variante. Orice val corectiv începe întotdeauna cu acest val A. Din acest moment lucrurile se modifică, sunt foarte multe scenarii pe care, mă rog, doar un trader care se practică Elliott Wave poate să le ia în seamă. În mod normal, după acest val corectiv urmează o creștere în acest caz și haideți să vedem cum acest pattern, acest val A face parte dintr-un pattern corectiv, dar încă nu știm care este acela, pentru că avem doar un val și în mod normal la finalizarea unui val C ne dăm seama, sau măcar după finalizarea valului B ne dăm seama aproximativ unde ne aflăm și ce pattern corectiv a luat parte din multitudinea de patternuri care există în Elliott Wave. Pot să vă arăt doar câteva. Putem, de exemplu, ca prețul să ia forma unei regular flat și pot să vă și arăt. Hai, punem 0. Acesta este un pattern, avem A, B, C și este un regular flat în care valul A este egal cu valul B și valul și valul, ambele valuri sunt egale. A egal cu B, B egal cu C, A egal cu C, da? Mai avem un irregular flat în care valul B merge deasupra punctului de origine acestui 0 și atunci valul B este mai mare decât valul A și este un alt pattern corectiv. Mai putem, pot să vă mai arăt un alt pattern, tot flat, care se cheamă running flat, în care valul C, da? Valul C este mai mic decât valul A. Și mai vă arăt încă unul singur, pentru că nu vreau să vă zăpăcesc de cap, dar o să vă spun exact de ce trebuie să știm aceste lucruri. Și acesta se cheamă expanded flat, în care valul C este mai mare decât valul A. Da? Acesta este valul A, valul B vedem că este mult mai lung. Bun. De ce trebuie să știm acest lucru? Pentru că noi presupunem că vom intra la cumpărare și presupunem că vom ieși, ne calculăm un target undeva la de mult deasupra. Dar prețul din această zonă va face o corecție foarte mare. Și atunci noi avem un câștig aici și dacă nu-l marcăm, ne uităm cu supărare cum procentele din contul nostru, din profitul nostru încep să scad, suntem la zero și chiar suntem pe minus și nu știm de ce, piața e nebună, mă rog, Băsescu e de vină, etc. E un exemplu, n-am nimic cu nimeni din politică, mă rog. Dar ar mai fi o altă variantă, ar fi varianta în care prețul va crește și va crea un zigzag. Și conform teoriei, un zigzag este valul B din zigzag este la 618 din acest val A. Deci cam în această zonă. Acum îl vom șterge. Și avem A, B, C. S-a finalizat un val corectiv și de aici prețul poate să crească. Deci de aici, hai să, conform teoriei, valul C este egal cu valul A și haideți să-l și trasăm puțin. Da? Cam acesta este lungimea valului A. Și dacă acest val B se finalizează în această zonă, efectiv multiplicăm acest val A. Vom pune valul C aici. Bine, el va scădea în trepte, deci cam în această zonă
unde se finalizează acest segment de preț. Sau există altă variantă, în care prețul să facă un triunghi corectiv și haide să nu încurc, dăm deoparte aceste ABC-uri cu roșii, cu roșu, pardon, de culoare roșie, și haide să trasăm un potențial triunghi, pentru că dacă m-ați întrebat ce va face prețul, în acest moment pot să spun că nu știu și pun pariu că nu știe nimeni. Dar putem face scenarii și acesta vreau să vă arăt aceste scenarii. Și atunci avem A, B, C, D, E. Valul B face parte, sau ținta sau targetul valului B face parte, este 61% din valul A, exact ca la zigzag. Valul C este 61% din valul B. Valul D este 61% din valul C. Valul E este 61% din valul acest val D. Și din acest moment, dacă prețul va face această structură, el va începe să crească. Punem săgeata, pardon, culoarea verde. Da? Că este creștere. Deci v-am arătat cel puțin, nu știu, 4 și cu 5-6 alternative de ale prețului în viitor. Acesta este un triunghi. Haideți să vă și desenez puțin, așa, la modul rapid. Nu facem desene și nici grafică, vreau doar să vă arăt. Opa! Bun. Nu știu ce va face prețul în acest moment, dar avem două variante. Am observat că... Stai să și șterg, că mi-e ușor să șterg. Să nu aglomerez graficul. Deci prețul poate să se ducă prin această zonă și apoi să coboare și am observat că atât la zigzag cât și la triunghi, valul B, și acum reluăm analiza noastră, este 61% din acest val A. În acest moment, știind aceasta, deci noi teoretic prețul se va îndrepta către finalizarea valului B. Dar acest val B, la rândul său, este format din alte două subvaluri corective. Asta știe doar un eliotist. Și o să vă arăt și de ce trebuie să știe, pentru că dumneavoastră poate intrați la cumpărare, el va crește, va face o corecție, vă speriați, vindeți acțiunile și prețul își va relua din nou creștere. Și haideți să și numerotăm. 0, A, B, C. O să punem tot cu culoarea cu, scuzați cacofonia, culoarea galbenă. Așa, deci prețul va crește spre finalizarea valului A, care valul A este la rândul lui format din 5 subvaluri. O să-l măresc puțin, o să neglijăm partea aceasta, o să măresc puțin ca să fac această analiză, ce se va întâmpla săptămâna viitoare dacă analiza va fi, dacă prețul va urma această analiză. Și o să dau puțin zoom doar ca să înțelegeți. Și ați văzut în analizei mele că prețul cam așa se întâmplă conform analizei care o fac. Și atunci valul A, fiind format din 5 subvaluri, Hai să și retrecem. Valul 5, avem valul 0, avem 1, 2, 3, 4, 5 și am finalizat valul A. Dar haideți să schimbăm culoarea și trecem culoarea turcoaz sau un bleu, să fie roșu, galben, albastru. Și schimbăm și gradul, pardon.
Și gradul punem cycle. Perfect. Și avem așa, avem încă o potențială creștere până aici. De ce? Vezi că avem o corecție. Dacă noi suntem acum pe graficul de 60 de minute. Dacă în momentul în care noi am trece pe graficul de, să spunem, 15 minute, nu o să trecem că o să fac o vraiște aici, dar o să dau posibil cumva zoom doar să vă arăt și vom observa că acest subval 3 la rândul lui și este și el format la rândul lui din 5 subvaluri mai mici decât acest subval 3. Și haideți să vi-l și arăt puțin și o să mă întrebați, domnule, mai nebuni cu valurile, cu culorile, cu gradele și etichetările tale. Dar acestea nu vă dați seama cât sunt de importante pentru a afla în orice moment ce va face prețul și unde se va duce. Haideți să punem, schimbăm culoarea, să punem culoarea violet, este frumos, și hai să schimbăm gradul. Și o să punem gradul, ce să punem noi, să punem următorul, primar. Sau haideți să punem așa. Bun. Da. Nu mai intru în detaliu, mai departe. Deci observăm că acest subval 3 din valul 3, subvalul 3 din acest val 5 nu este încă finalizat. Prețul, în mod normal, ar trebui să mai urce puțin. Va face o mică corecție, va urca până în această zonă, iar va face o corecție și apoi prețul va urca. Da? Avem 3, 4, 5. Apoi prețul va face o corecție mai mare, în jur de 38% din acest val A. Și evident că valul C, îl notăm aici, va fi mai sus. Teoretic, valul C este egal cu valul A, dar nu facem niciun fel de etichetare acum pentru că nu avem un val A finalizat. Deci, din punctul meu de vedere, și aici o să punem valul B, Doamne, cred că nu înțelegeți nimic din ce spun eu aici. Dar este atât de important să știm în fiecare bară unde se află în cadrul subvaluri din val, din subval, din subval, din val. Este extrem de ușor. După anumită experiență, la început este extrem de greu, trebuie să recunosc. Dar, ce știm? Hai să dau un minim. Să revenim la poziția. Acum sper că ați înțeles mai ce am făcut. Deci noi suntem aici, prețul va ajunge aici, ca și la undeva în jur de 0, hai să punem 9, că este un rotund. Aproximativ cum? Încă nu știm, pentru că nu a finalizat valul A, nu este finalizat valul B, pentru a da targetul valului C din valul B mare. Sub valul C din valul B mare. Deci, din punctul meu de vedere, ca să scurtez analiza, că nu mi-am propus, dar acest analiză a fost efectiv pur tehnic, eu și pe dumneavoastră sigur nu vă interesează acest lucru. Ca să scurtez și să finalizez cumva această analiză, din punctul meu de vedere, prețul va crește din acest moment până în această zonă. Apoi prețul va face o corecție. Și l-avem valul C, ia să vedem unde l-am pus pe aici, dacă dăm zoom, să micșorăm, ceva de acest gen, cu condiția ca să se respecte zigzagul. Dacă se va crea un zigzag, de aici prețul va coborâ. Dacă prețul se va opri aici, va începe să crească, v-am arătat la început că este un triunghi. Dacă prețul va crește fulgerător în sus în corecție, atunci avem prima variantă de flat și vă rog să vă uitați la cele 4 sau 5 variante pe care vi le-am prezentat chiar la început și atunci în funcție de ce face prețul, pentru că prețul este suveran și noi suntem niște peștișori, niște
scrumbii în oceanul bursei în care sunt rechinii, gen fonduri mutuale, gen. Ați văzut, de exemplu, ce face Elon Musk, cum se joacă, cum vrea mușchiulețul lui cu criptomonezile. Ba a cumpărat cripto și piața a scăzut, ba nu mai folosește Bitcoin-ul, ba se bagă în altă criptomonedă, ba face satelit și folosește cripto, ba nu mai este interesat, ba vinde, ba și prețul fluctuează în funcție cum vrea sufletelul lui și râde în barbă de ghilimele de prostii mea care își pierde mii și, mă rog, fiecare investește și chiar se pierde la o știre de lui câteva miliarde de dolari doar printr-o simplă postare de Twitter de 5-10 cuvinte. Așa și la bursă, fondurile fac jocul, mari acționari, mă rog, nu mai intrăm în detalii. Bun, dar noi ca peștișori urmărim aceste subvaluri, am targetat prețul final undeva și hai să vedem cam cât putem câștiga în acest, dacă intrăm long de aici, undeva prin această zonă unde am arătat la început, conform Fibonacci, valul B se finalizează în jurul lui 61% din acest val A și ar fi un target de aproximativ, deci aproximativ, repet, nu-i bătut în cuie, 20%, pentru că nu știm exact unde se va finaliza valul B, pentru că încă nu este finalizat primul subval din valul B. Bun, nu vă mai rețin. În momentul când ajungem aici, vom vedea ce va face prețul și după aceea vom relua analiza în funcție de ce va face prețul. După ce se finalizează acest val B și vedem o anumită direcție a lui, fie în jos, fie în lateral, fie de aici prețul în sus, vom reface analiza la momentul oportun. Cert este un singur lucru, conform teoriei, din acest moment prețul ar trebui să crească în jur de 18-20%. Gata, v-am zăpăcit prea mult. Vă rog să înscrieți în comentarii dacă să găsesc o modalitate în care să nu vă zăpăcesc cu aceste valuri și subvaluri. Poate nu sunteți interesat. Din punctul meu de vedere și al oricărei trader eliotist, este extrem de important să știi în fiecare moment, în fiecare time frame unde se află prețul și se poate intra. De exemplu, am cunoscut acum, deci din 2007 m-am apucat de bursă și de Forex, am cunoscut chiar la un an, doi după, un trader care folosea Elliott Wave și el pe Forex, tranzacționa doar Forex, nimic altceva, și făcea analiza top-down, deci din graficul, chatul mantelei până la graficul de un minut, analiza și el în funcție de analiza care și-a intrat pe graficul de un minut cu parcă 10 sau 20 de loturi și astfel încât în 20 minute, în jumătate de oră, el făcea vreo 5.000, 10.000, 14.000 de dolari pe Forex în doar, să spunem, jumătate de oră. Cam asta înseamnă un nivel avansat și să poți profita de teoria Elliott pentru a ști exact unde ești, unde să intri și se poate intra cu mulți și enorm de mulți bani. Piața Forex și stocurile sunt atâtea oportunități de intrare în piață încât nu avem noi bani de a investi câte oportunități există. Gata, cu aceasta am terminat și la analiza, poate cam multă vorbărie. Dacă v-a plăcut acest video și vreți să-mi vedeți următoarele analize și oportunități pe Bursa de Valori București, vă rog să-mi dați un like la acest video, să apăsați butonul roșu abonează-te și apoi să dați click pe clopoțel pentru a fi notificat ori de câte ori voi posta o nouă analiză. Până la următorul meu video, vă doresc numai bine și spor la bani. Și o săptămână verde în limbajul bursier.